Bună ziua, bună ziua, prieteni. O avem aici pe doamna Cutunița. Face curățenie de iarnă. De primăvară. De primăvară. Am greșit anotimpul. Bucătare, tu ce faci? Mă gândesc să pun televizorul ăla. Care? Am un televizor. Oh, da, mamă, ăla se potrivește. Da, de ăla vezi. Uite, fie pe acolo, în colț. Ăla se potrivește cu foișorul. Sau aici, sus. Uite aici. Ce ai tu cu televizorul nostru? Bă, eu vă dau televizorul de la Nea Pușchiță. Nu ăla. Nu știi tu ce avem noi. Îl ascundem de 3 ani și ceva îl ascundem în mașină aici. Știi de cât timp îl ascundem noi aici? Vezi? Sport. 231. Asta e bun. Mai avem suportul ăla, că dacă nu facem suportul. Mie mi se pare că ăsta merge să funcționează și la bateria de la mașină. Eu așa știu. Facem un suport din scândură, știi? Păi e suportul ăla, ce să mai facem din scândură? Uite ce curățenie din mașină. Da, chiar. Uite, hai din țigănești, cu tunița vreau ea. Stai, ia că aia, elasticul ăla, vezi? Verde. O să aleg, da. Televizorul tău. O să-l prind, să nu cadă. Uite, are aici. Bag aici. Și-l trag. Uite ce bine arată. Îl scoatem la licitație. Licitația pleacă de la 1000 de euro. Mai am unul. Mai ai unul? În bărbagaj. Da, mai e unul. Să le arunc eu. Atunci mă întreba. Atunci, chiar că ții și tu s-o-i. O vacanță la mama acasă. Aha, la mama acasă, eu uite mă. Păi pentru televizorul ăsta, mamă. Da mă, la cât de aici mă, și le acolo sus. Nu, că se rupe aia, că trebuie și el suport frumos așa. Trebuie și lui un suport. Uite stickere cum erau pe timpuri. Dar nu și acolo cum ai zis tu sus. Păi și așa vine lemnul aici pus. Nici nu mai știu de unde am luat televizorul ăsta. Nu mi-l lua. Uite cât are asta. Prinde semnal. E funcționabil. Păi, da. Îl ștergem frumos. Asta ce e? Asta e aici. Ce face? Ce? Cablu, vezi? De care trebuie? De ăla cu... Am de ăla. A, ăla am în casă. De ăla. Unul. L-am în casă de ăla. Merge și la baterie, vezi, la mașină. Păi asta am zis, vezi? Că merge și la baterie la mașină. Cablu de la am. Ai? Da, am de la PS. Hai să rec, mai am unul vorba de. Ia-l și pe ăla. Punem unul în dreapta, unul în stânga. Știi? Și pui perdea de aia cum puneau doamnele pe timpuri peste el. Aha. Cum se numește? Mileu. Da, mileu de ăla. Numai dacă te bași tu să bași mâna, să desfaci ușa, să faci. Stai așa. Ține tu camera numai. Desfă ușa prima dată, știi? Păi da. Ca să desfacem portbagajul. Ia vezi că poate ușa deschisă. Nu e. Nu, trebuie să ajungi aici. Mă, ce e ăsta? Sau bagă-te, bă, pe partea lantă. Leo, du-te, du-te. Da, chiar. Du-te pe ușa lantă. Tesnăria de la Mangea. Așa, vezi? Uite alea tale, ți-ai dat 350 de lei pe ele. Ok. Uite-le. Păi ce am dat 350 de lei? Pe ghete. Și uitați provocajul de unde se desface. A, da, ghetele mele, da. Eu le-am căutat să-i le dau lui Ion și uite-te și tu unde erau. Vezi? Ghetele, ce-am dat 350 de lei. O, medalionul meu de aur, bă. Alea ce am primit în pachet, în loc de Adidas și am primit liber.
Ia mă, te duci în portbagaj. Ia ridic-o. Uite-l! Mamă, ăsta e și mai mare. Olt. Și ăsta trebuie fâșor. Și ăla, vezi? Ăsta e la stup. Vezi? De albinuțe. Ia, arată-mi ăla de albinuțe. De albinuțe, vezi? Să pasă pe ăsta și faci șop. Vezi ce șmecherie e ăla? Vezi? Hai, luăm și pe ăsta. Oltu. Uite, e și mileu de ăsta, scrie peste el. Olt. Electronic. Cu casetă, vezi? Lasă-l aici când le facem suport. Uite ce are altceva. Știu, de acolo reglai. Uite-te și tu la el ce nou e. Ăsta cred că îl pun la mine în cameră și scot plasma. Păi și de ce scot plasma? Ca să fie așa camera mai antică. Îmi place mie cum dă... Lasă-l, fige. Și scot plasma. Uite, eu uitasem de aia, nu știam de aia, vezi? Uite aici. Mașina asta, când o să fac eu 18 ani, să mă plimb cu ea prin oraș. Mașina asta. Ce lucruri sunt? Uite, vină cu asta, vezi. Cu tună, uite. Adidas, care nu e, care n-ai cu ce să conduci, vină cu a. Ce cârte? Uite ce am găsit. Uite astea care le căutam. Uite. Pune-ți-l pe. Uite ce am găsit, bă. Păi da, strânge. Uite. Burta. Negrețele. Ia vină cu asta, îmi pun ăsta să-mi scu. Mai trebuie să mai am unul. Vulbea, de ce ai pus-o aici? Acolo a pus-o Dana. Vină cu asta, scoatem. Vină cu asta, am multe lucruri aici. Multe lucruri antice pe care am uitat ele. Uite aici. Ăsta e al lui Jian. Chimir. Trebuie să mai fie și celălalt. E celălalt, aici. Uite-te și tu și, și folia aia pentru geamuri negre. Care o căutam să pun. Ui, pe gol. Și strânge burta. Strâng burta să vezi cum stau. Ca biscuitele. Uite folia aici. Ia burta să fie acolo. Păi nu, las-o acolo. Că de asta n-am pus acolo, ca să nu mai apară în vloguri. Uite. Uite și pe ăla. Eu ți-am zis. Ăla mi se pare că e mai mare. E mai baro. Vino, mami, să vezi chimirul. Vino să-l vezi. Uite-te și tu la el. Vino încoace să vezi. Nu ăsta e la mare, care vrea să pună Gianul cu el, știi? Da. Ce faci acolo? Te-ai apucat să distrugi cărămizi? Uite Adidas! Uite! Cu Tunițo! Adio, doamna! Care? Bă, și eu ne-am uitat. Silvia, nu? Uite ce nu știu, zi asta. Și eu i-am uitat asta iarnă. Nu, cum de la doamna Silvia? De unde ai primit alea? De la doamna Silviu. De la Silviu, de la Silviu. A, da, gata. Uite căietele mele din clasa 5-a, vino să le vezi. Piciorul de la plasmă. Dar nu știu ce caut aici. Din clasa 7-a, prieten, caietele sunt. Să-i spun la campanială și la vorbă. Adu-i roaba. Ia te-am lucrat, îmi cuie aici. Așa? Da. Pe stâlp. Păi până... Așa se pune. Nu așa. Ba da, adu-mi cui. Da. Încă nu e închis aici, nu e frumos. Ce lasă-mi? Le lăsai atunci când puneai toate. Lasă, le pui, nu ceare. Stai așa. Uite un cuie aici, am văzut jos. Păi nu, lasă că ți-aduc șuruburi de alea și autofiletanta. Uite și
Trebuie să las camera aici. Unde sunt bărbații noștri curajoși? Unde sunt? Clămpâneală! La Clămpâneală! Ce să bag mizeria asta acolo? Da, bagă. Ha? Dar trebuie să bagi nisip după aia. Da, bag nisip două. Haide. Trebuie să aduc eu și blară. Ia ține aici, lasă la mine. Mai sus, mai sus. Mai. Acolo. Stop. Ia ține. Ce cu ele când te seamănă în creșteate așa? Ce în creșteate, frate? Nu vezi ce seamănă de urât. O seamănă urât. Ui. Trâmbe. Asta e alu Jianu. Stai, trebuie să mă sperii acum. Păi de ce te sperii de tatăl tău? Dă-l-o una aici. Ia. Întins, nu? Da. Stai așa, că mi se pare că aia nu e pusă pe putere. Da. Mai dă un așa. Gata. Hai cu al doilea, că nu mai am multe negrese decât două. Păi nu stă bine alea, vezi, stă ridicat. Vezi, mai aduc negrese? Da. Ia, bag. Trebuie să dau vreo să-mi zic, bag. Păi nu, dă-i cu două negrese, cu o negreasă odată, pui una peste alta așa. Așa. Nu seamănă, de-aia așa. Gata. Forță. Căbănaș. Nu arată bine. Ba da, lasă-l. Să stai așa împins, că după aia văd de bună. Hai și ia negresul. Gata. Mi se încarc și mie cu lopata și eu spate. Ia, acum să vezi vreo. Stai, ține aici, să mai mă duc să iau negrețe. Gata, prieteni, uitați-l, strânge burta. Ce nu vezi, mă, că Sami cu buricul scos afară? Nu cum buricul. Buricosule, trebuie să nu ai burtă ca să pui asta. Bă, buricoasă, cum buricosul ăsta? Mă, nu vezi că nu stă, mă, nu vezi ce urât stă aici, uite. Doamne, frate, mă, cât e ce faci de râs? Trage, trage doar în ante. Ce să trag, bă, lasă-mă, dracu, de ce să trag? Doamne! Să te vin aici, a? Și? Ce faci legat așa? Nu mai intră nicio bucată de pe ce în tine. Ce zic, bă, nu trebuia să ai buricul în față, ai burta scoasă, păi, apare și cum să unde să am buricul în spate? Să vezi ce buricul în spate. Bă, nu, ești prea umflat și nu stă. A, sunt prea umflat? Nu, stă, uite cum stă. Te stă bine, uite. Ce frumos stă, ce frumos e, un idiot. Mai face și mișto de tine. A, vrei de ăla biscuite lungă? Ți-ar place un biscuite. Uite cum râde, leșină. Uite că leșină când auzi biscuite. Bagă tu leua asta, poți să le bagi aici. Cine numai camera? Hai că acum facem la treabă. Bă, ce faci? Tu îmi dai burtă. Dar nu pot. Zici eu, nu poți să le bagi acolo? Never forever. N-ai cum. Mamă, ce bine stau. Ce bine îmi ține spatele.
La cămașă albă, când te îmbraci tradițional. Lasă-l acolo, Leo. Prea sus l-ai dat pe ăla. Păi e prea sus. Cred că e prea sus. Gata, gata. Ia ține-l de sus. Debeți să stai. Mamă, dar ce vine să strâns. Bă, chimilul nu se pune așa la... Numai când ești îmbrăcat în o cămașă albă. Păi n-am cămașă. De ce să stă cămașa? Nu mai stă ce? Butoiul. Băi, vezi că cam ți-o iei până la urmă cu tunița. Cam văd că cam zicură ochii după altul. Aha. Nu mă, nu. Dau direct gaură în el. Stai, Leo. Nu se dă gaură în el. Păi și unde? A? Trage de el. Și uite de aici, las. Stop. Gata că s-a tras. Ne-am pus și eu aici. Ce vreți să facem? Asta-i. Un burbură. Ăla ce mai cu el ăsta ne-a gățit? Vă, lasă-l pe aici. Leo. Lasă-l pe ăla. Hai să vedem cum facem suport la televizoare. Hai, Cătăline, ajută-mă și pe mine aici. Zi, cum facem suportul la televizoare? Eu am ceva, un suport de televizor. Eu ne spar și tu mine în casă. Nu pot, crede-mă, cred că... Am un suport din metal de televizor. Mhm. L-am primit la un prieten. Mhm. Și îl pui pe ăla, uite acolo. Asta nu e păișorul gata să îl puneți urmă. A, stii, dacă îl pui direct pe lentetele ăla, vine prea sus și nu încă pe televizorul. Hai să ajutăm pe cuprinsul. Aici, și vine televizorul sus. Da, lasă după aia, hai să... Du-te, adu-mi telefonul, că trebuie să-mi fac și eu vlogul. Du-te, am telefonul de la încărcat, hai. Hai că mă schimb și eu și mă pun să ajut pe cutuna. Leo, fii atent, eu încarc de acolo și tu le aranjezi aici. Eu nu mă bag acolo. De ce? Păi nu vezi cum sunt îmbrăcat. Lasă că mă bag eu. Păi schimbă-te. Hai da, prieteni. Gata, prieteni, am terminat. Oh. Nu mai pot, bă. Am băgat și încărcătură, vezi acolo ceva în foișor. Am băgat tot. Haide să vedem. Mai trebuie și acolo. Deci am luat cărămida de aici și am pus-o acolo. După ce am pus cărămida, am făcut la drept. Am luat balastru cu roaba și am pus peste cărămida și am îndreptat. Uitați. Aici, să mai bag aici. Bagă și pe acolo. Nu mai pot nici eu să cărău, ni se prește. Roaba nu prea e roata bună. Treaba să cumpărăm o roata bună la roaba asta, nu mai e bună, e spartă. Ai băgat toată cărămida aici, mie nu vine să cred. Am spart-o cu ciocanul, am băgat acolo și că mai rămas ăștia. Acum le duc și pe ăștia în spate. Și moluzul ăsta trebuie închis prin spate pe acolo, că e lăsat pe lângă gard. Dacă tu la un dat, dacă o băgăm peste cărămizile alea acolo, se vede urât. Unde? Se vede urât, las că alea le-am pus eu așa, ca pavelele. Și așa le trebuie un putur, și acolo. Nu, lasă-le deocamdată, așa. Nu poți să mai circuli după. Păi băgăm două, trei roabe din nisip. Da, veni să mă ajutăm. Trebuie să mai fac o pauză. Uite, îmi dă arsuri de la fasulea aia. Da, uite, îmi dă arsuri, vezi? Așa. Dacă am pus bine acolo, le-am dat oameni. Da. Am pus aia, zi, cărămida. Și după aia am pus balastru. Peste. Dar după aia nu mai vine ție, trebuie să faci. Nu mai vine nimeni, ciment. Vedeți că așa intră mult material acolo, ciment.
Aici bag și un nisip, asta mă gândesc. Aici ce nu se mai băgăm? Păi unde te înalți cu el prea sus? Uite pe unde boldura aia, până acolo, până acolo. O, noi trebuie mai sus să ne înălțăm. Uite unde e ăla, de fier. Într-un. De ce? Tu, păi după ăsta trebuie să mergi. A, da. După ăla, pentru că și așa scot astea mai târziu, scot și zidez din beceaul. Ce, eu am zis să bag aici. Nu mai duc aici. Nu să le duc pe spate. Da. Băgăm nisipul și aici, când o fi să turnăm. Așa că la revedere, doamna Cutunița. La revedere, vă pupăm, prieteni, multă sănătate așa vă doresc. Așa că așteptăm la cinematograful nostru la televiziune. Trebuie să-ți fac o poză. Ia uitați. Și autofile s-a întors duc înapoi. Hai, noapte bună, la revedere, pa, vă pupăm.